Aș vrea să rămânem în acest generic numit faptele bisericilor și să ne uităm la a cincea biserică, a cincea imagine, și anume biserica din Sardes, o biserică moartă din punct de vedere spiritual. La capitolul 3 din Apocalipsa s-a citit înaintea noastră și haideți să privim puțin la versetul 1 și să identificăm slujitorul și stăpânul. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i. Despre cine este vorba aici, spuneam și în celelalte dăți, este vorba despre pastorul sau păstorul, coordonatorul bisericii din Sardes. Bineînțeles că în Biblie nu se spune despre această biserică din Sardes absolut nimic. Avem doar o referință vagă undeva în fapte, în capitolul 19, vă aduceți aminte când apostolul Pavel a mers și a predicat timp de 3 ani și spune versetul 10 că toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, și cetatea Sardes era printre cele care au auzit cuvântul vestit prin apostolul Pavel. Această cetate, care avea un nume Sardeis, adică două turnuri, a avut o istorie foarte interesantă. Se spune că de două ori această cetate, care se credea de neînvins, de două ori a fost cucerită din cauza neatenției. Au fost foarte, foarte neatenți și imediat au putut să năvălească cei care veneau din exterior. De exemplu, undeva cu 700 de ani înainte de a se scrie cartea Apocalipsa, în cetatea Sardes era un rege numit Cresus. Și astăzi se folosește această sintagmă, ești bogat ca și Cresus. Cresus acesta era atât de bogat, încât la un moment dat spune istoria că a trimis în Delphi, omul acesta era foarte, foarte legat de oracolele din vremea antică, era un fel de profeții false și el era foarte credul, pleca urechea la aceste profeții false. Și orașul Delphi era un oraș care era plin de profetese ale lui Apollo. Și omul acesta, ca să ajute orașul Delphi, a trimis acolo un leu, un animal, un leu făcut din aur, care cântărea 360 de kilograme, vă dați seama ce greutate avea, plus 170 de bare de aur, plus câte doi bănuți de aur la fiecare din locuitorii orașului Delphi. Era foarte, foarte bogat acest Cresus. Se spune că râul care curgea prin cetatea Sardes aducea nisip aurifer și de aceea era foarte, foarte bogată această cetate. Pe lângă bogăție era și aroganța prezentă acolo, o mândrie și o aroganță și o brăznicie mai rar întâlnite. Se spune despre acest Cresus că a fost așa de îngânfat, așa de încrezător în puterile proprii, încât a vrut să-i declare război chiar lui Cir. Cir era un rege persan puternic despre care scrie și Biblia și în consecință Cresus merge la oracolul din Delphi să audă o profeție și vorbește diavolul, că vă dați seama, diavolul vorbea prin profetesa de acolo și diavolul e foarte deștept atunci când vorbește. Câteodată nu-i tare deștept, dar atunci a fost foarte deștept. Și diavolul i-a vorbit așa lui Cresus: dacă vei trece granița, un mare imperiu se va prăbuși. El s-a bucurat și a zis: gata, se termină cu Cir, cu persanul, îi se prăbușește imperiul. Și ce s-a întâmplat? A trecut granița și s-a prăbușit tocmai imperiul lui. Și profetesa din Delphi a căzut ca și mâța în picioare. Vă zice, ți-am zis că va cădea un mare imperiu, a căzut imperiul tău. Vedeți, foarte, foarte arogant era acest Cresus. Pe lângă aceasta, cetatea Sardes era o cetate religioasă, profund religioasă.
Se spune că aici exista un templu al zeiței Artemis. Zeița aceasta era o zeiță a vânătorii și a câmpurilor întinse, a vegetației. Plus, pe lângă acest templu, era vestit templul Cibelei. Cibela este nume de magazin, dar nu numai magazin, uite, era o zeitate. Ea era considerată mama tuturor zeilor și în cinstea ei se organizau niște petreceri cu imoralitate dusă la culme. Plus că mai exista acolo și templul lui Dionisos, al zeului beției, și se făceau niște petreceri cu beții puse bine la punct, așa. Și pe lângă toate acestea, cultul cezarului în timpul scrierii Apocalipsei era pus și acesta bine la punct. Și oamenii trebuiau să se închine lui Cezar ca lui Dumnezeu. Biserica de aici, vă dați seama, a trebuit să facă față la toate aceste lucruri, la bogăție, la aroganță și la religia păgână. Și când se uită Domnul, spune îngerului bisericii din Sarde scrie, și este o radiografie a unei biserici care este numită de Domnul moartă din punct de vedere spiritual. Cine era pe lângă acest slujitor, îngerului bisericii din Sardes, cine era stăpânul? Ne spune tot versetul 1, partea a doua. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Cine era acesta? Bineînțeles, era Hristos Domnul. Capitolul 1 ni-l prezintă exact în situația aceasta. Cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Și cine mai era? Cel care are cele șapte stele, spune aici. Era profetul lui Dumnezeu și era regele, era împăratul care stătea în cer și vorbea cu slujitorul prin această scrisoare. Acum, fraților și surori, e foarte interesantă problema asta cu cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Sunt cercetători ai Bibliei care ne trimit în Isaia și ne spun că cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu există notate aici, în Isaia, în capitolul 11. Altă traducere, traducerea Cornilescu are aici șase șuvițe și nu șapte. De altă traducere adaugă încă o șuviță, doar, eu doar citesc ceea ce avem noi în Cornilescu, spune versetul 2 așa. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Bineînțeles, aici, în versetul 2, în alte traduceri, spuneam, apar șapte șuvițe. Noi avem doar șase. Cine era acesta decât Hristos Domnul, despre care Ioan, la capitolul 3, ni se spune, versetul 34, că acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Deci ceea ce e foarte important în textul nostru este următorul lucru. Hristos Domnul, cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, el nu are Duhul lui Dumnezeu cu măsură. Adică Dumnezeu nu i-a pus o porție și să-i spună atâta vei avea din Duhul meu. El avea acces nelimitat la puterea Duhului lui Dumnezeu pentru că el era și este Dumnezeu, slăvit să fie el. Și aici este privit el ca și profetul. Profetul vorbește prin Duhul lui Dumnezeu. Cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu ni-l arată pe Hristos ca prorocul prorocilor, cuvântul lui Dumnezeu. Și aici vorbește el, cel care știe totul, că imediat spune știu. Și aici vorbește cel care are autoritate asupra bisericii din Sardes. El are cele șapte stele. O să vedem în capitolul 1, versetul 20, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele, sunt îngerii celor șapte biserici. Deci aici Domnul Hristos îi spunea, îi transmitea îngerului, adică păstorului bisericii din Sardes, bagă de seamă, eu țin în mâna mea dreaptă pe fiecare din cei șapte puși, cei șapte păstori puși în cele șapte biserici. Dacă tu nu te pocăiești cum trebuie și nu te trezești, eu te le apăr și iau pe altul în locul tău.
Ori aici, tocmai Hristos Domnul vorbește cel care era prorocul și regele ceresc. Mergem mai departe și de la versetul 1, ultima parte, în jos, până la versetul 2, avem aprecieri și acuzații. Haideți să vedem cum apreciază Domnul o biserică, poate care în ochii noștri ar fi fost de neapreciat. Vedeți, putem învăța de la Domnul Iisus așa de multe lucruri. Biserica asta era o biserică moartă. Ce pot să mai apreciez la un mort? Nimic, nimic, absolut nimic. Ce să apreciez? Dar Domnul găsește totuși două aprecieri. Între atâtea acuzații și atâtea lucruri negative care le-a găsit două pozitive. Și avem și noi de învățat. Dacă vedem pe un om care nu umblă așa cum ar trebui pe calea pocăinței, măcar dacă vrem să-i spunem ceva rău, să căutăm înainte să-i spunem ceva bun. Așa a făcut-o și Domnul. Știu faptele tale. Uite, ai fapte. A apreciat Domnul ceva, niște fapte. Erau acolo, nu putea zice nimeni că nu erau. Ai niște fapte, le știu. Dar îți merge numele că trăiești și tu ești mort, tu ești mort. Al doilea lucru pe care îl apreciază Domnul îl găsim în versetul 4. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Adică Domnul apreciază o curăție a bisericii parțială. Nu era totală, dar exista, era acolo. Și Domnul zice, uite, am găsit ceva bun în mijlocul tău. Apreciez, zice Domnul. Uite, faptele și pe lângă acestea o curăție parțială. Și mergem la acuzații. Acuzația numărul 1 pe care Domnul o aduce bisericii din Sardes este aceasta: ești moartă din punct de vedere spiritual. Fraților și surori, moartea spirituală extrasă de aici din textul nostru, cu informațiile care ni le oferă el, ne duce pe trei coordonate. Moarte spirituală, când Domnul se uită în biserica din Albini sau în altă biserică pentru a spune că biserica asta este moartă spiritual, trebuie ca în biserica aceasta să existe păcat. Acum, haideți să fim serioși. În orice biserică există păcat. Dar spune Psalmul 32, ferice de cel cu păcatul acoperit. Deci atunci când noi mergem și ne mărturisim, El este credincios și drept ca să ne ierte și păcatul nostru este acoperit în sângele lui Hristos. Dar în biserica din Sardes exista păcat, ei îl tolerau, îl acceptau și atunci Domnul era foarte supărat pe ei. Pentru că, vedeți, moartea spirituală înseamnă păcat. Și versetul 4 clarifică puțin. Ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Fraților și surori, e diferență între o haină curată și o haină mânjită. Dar e o diferență și între o haină străină și o haină mânjită. Pentru că, vedeți, o haină străină pe care a avut-o cel din Matei 22 la nuntă este o haină fabricată din noi. Haina albă este cea care ne-o dă Hristos și noi îl acceptăm pe El, cum spune Romani capitolul 13. Îmbrăcați-vă cu Hristos și într-o zi noi l-am acceptat pe Hristos, am renunțat la eul nostru, la trecutul nostru și am venit în fața Lui și El ne-a îmbrăcat în hainele neprihănirii, în hainele mântuirii, ne-a îmbrăcat în El însuși. Asta a făcut-o Hristos. Ne-a dat niște haine albe, prin naștere din nou, noi le-am primit acele haine albe. Cel care nu l-a acceptat pe Hristos are o haină străină. Zice, eu pot să intru în cer și pe altă parte, și cum vreau eu. Eu pot să mă duc pe calea faptelor personale, eu nu mă botez în apă, eu nu mă duc la botezul cu Duhul Sfânt, eu n-am nevoie de naștere din nou, eu n-am nevoie de Scriptură, eu o să intru în cer și o să pățească acel om ca și cel care avea haina străină. Dar cel care l-a primit pe Hristos, care a fost născut din nou, care a fost botezat de Domnul, acela are o haină albă. Dar vine la un moment dat diavolul, îl ispitește
Și l-a început cu un mic păcat și apoi cu altul și apoi cu altul, ca și în povestea cu viermele mic care a tras după el o pisică sau cine știe cât i-a tras după el o vulpe și un lup și o caracatiță și așa mai departe, și omul ajunge să se scufunde în păcat și să-și mânjească hainele. Nu zice haine stropite, zice haine mânjite, înseamnă că deja erau tăvălite prin noroi și nici măcar nu le păsa la cei de acolo. Deci ei altă dată au avut haine albe, nu străine, albe, dar le-au mânjit. Cu ce oare le-au mânjit? Păi uite ce spune istoria, că în Sardes era instituit cultul acesta al Cibelei, un cult imoral. Și probabil că erau în biserică oameni care spuneau: poți să te duci și cu Domnul, poți să te închini și aici la biserică și poți să te duci și la templul Cibelei și să mănânci carne jertfită idolilor și eventual trupul acesta e rău, îi sortit păcatului și pierzării, du-te și fă cu el ce vrei. Și sunt și astăzi oameni care aduc învățăturile acestea stricăcioase și lui Dumnezeu nu îi place. Pe lângă asta, cultul beției, dacă vreți, a lui Dionisos. Și astăzi face ravagii prin bisericile noastre, că poți să bei. Fraților și surori, eu n-am găsit în Biblie acest verset, nu știu în ce Biblie scrie că poți să bei. Probabil asta e Biblia fără capitole și versete, cum spunea fratele Simeonu. Probabil. Dar uite, se întâmpla în Sardes și Domnul a zis: moarte spirituală, păcat. Plus că mai era cultul cezarului și se închinau lui cezar și nu mai erau credincioși lui Dumnezeu și atunci au căzut în necredincioșie. Deci exista păcat acolo și era foarte clar, moartea spirituală egal păcat. Al doilea lucru, sau poate primul, că în text apare înainte la acesta, moartea spirituală egal fățărnicie. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort, spune versetul 1. Fraților și surori, mergea cineva din Asia, să spunem, din Tiatira, din Tesalonic, din Colose, din Efes. Băi, unde mergeți? Mergem acolo la Sardes, mă, că e un har acolo și extraordinar de bine, se prezintă Domnul, mă, și ai o biserică așa de bună și de vie, mă, băi, acolo simți că trăiești. Și mergea numele că trăiește. Și totuși, biserica asta era moartă. Dar se poate așa ceva, fraților și surori? Uite că se poate. Uite că biserica aceasta a trecut pe aici. De ce? Acestei biserici, poate îngerului bisericii de aici, din Sardes, îi plăcea ceea ce înseamnă fățărnicia. Cum spunea Nicolae Iorga odată, zice, fățarnicul are două obraze, două fețe, două fețe și niciun obraz. N-are obraz, dar are două fețe. Are două fețe. Și aici îl găsim pe îngerul bisericii, biserica de aici din Sardes, trăind într-un fel și având o fațadă de un alt fel. Și asta era fățărnicie. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Multe biserici din vremea noastră, fraților și surori, sunt biserici de fațadă. Botez în apă de fațadă, numai să avem acolo pe rubrică cât mai mulți, dacă e posibil. Botez cu Duhul Sfânt de fațadă, îi bifăm și pe ei pe liste. Naștere din nou de fațadă, cântări de fațadă, predici toate, toate, toate de fațadă și rugăciuni de fațadă. Și Domnul zice, eu îmi pare rău, eu nu sunt acolo în biserica aceea. Biserica aia trăiește în fățărnicie. Eu nu i-am suportat, zice Hristos, pe fățarnici, pe farisei. Știți de ce nu i-a suportat Domnul Hristos pe farisei? Și de ce le-au zis morminte văruite și așa mai departe? Pentru că marele fățarnic, vărul lor sau tatăl lor, dacă vreți, era tocmai diavolul. Pentru că dacă răsfoim Scriptura și citim în Ezechiel în capitolul 28, diavolul a stat cu minte la locul lui pe muntele miază noapte și așa de blând a fost și de bun, încât era frumos, era cu minte, era dirijor de fanfară și de orchestră și de cor acolo în cer și în slujba lui erau puse instrumentele, până în ziua când, spune versetul 15, s-a găsit nelegiuirea în tine.
De fațadă era extraordinar. În spate a reușit să-i lămurească pe o treime din îngerii cerului să se răzvrătească contra lui Dumnezeu. Și așa au apărut demonii. Așa ne spune Biblia. El era marele fățarnic, de fațadă se închina lui Dumnezeu. În spate nădăjduia să ia locul lui Dumnezeu. Și atunci Domnul, când a venit pe pământ, nu i-a suportat de nicio culoare pe farisei. Și au zis, morminte văruite. Și le-au zis, fățarnic și fariseu fățarnic și așa mai departe. Le-au zis pentru că el l-a știut deja pe marele fățarnic din cer și nu l-a suportat. Și când a venit pe pământ, i-a găsit pe frații lui pe pământ și nici pe ei nu i-a suportat. Observați aici, în biserica din Sardes, erau oameni care trăiau fățărnicia, ipocrizie, o spunem noi în limba română, și acest cuvânt provine din cuvântul hipocrites, care înseamnă în spatele măștii. Era folosit la teatru. Când te duceai să cauți un ipocrit, îl găseai la teatru, era actorul. Și actorul stătea în spatele măștii. Acum era vulpe, acum era măgar, acum era cal. Nu știai ce e acolo, e om sau ce-i. Avea poate și o codiță pe acolo. Dar nu știau oamenii, măi, cine e ăsta. Era un actor. Era unul care trăia în spatele măștii. Și Domnul, când a venit pe pământ, a zis fariseilor, voi sunteți niște actori care trăiți în spatele măștii. Și masca voastră e foarte simplă. Pe ea scrie sfințenie. Sunteți sfinți de fațadă. Aveți o mască, asta e fațada. Dar în spate sunteți niște morminte zugrăvite. Și omul care ajunge într-un mormânt își strâmbă toată fața și își întoarce nasul încolo și pleacă cât de departe, pentru că nu-i place să ajungă acolo. De ce? Miroasă urât, miroasă greu, așa miroasă faptele voastre. Și așa s-a întâmplat și în Sardes, ziceți, merge numele că trăiești, dar eu știu altceva. Ești mort. Al treilea lucru, biserica moartă spiritual, versetul 2, partea a doua, nu are fapte desăvârșite. Ce înseamnă fapte desăvârșite? Ați auzit că s-a spus celor din vechime, a zis Domnul, să nu ucizi. Da. Păi eu nu mă duc și cu cuțitul să-l împung. Nu, eu nu fac asta. Dar eu vă spun, dacă îi spui prostule, nebunule, dacă te mâni pe fratele tău, ești un ucigaș. Uite, ajungem noi la desăvârșirea asta tare greu, tare greu. Ați auzit că s-a spus să nu prea curvești, dar dacă te uiți și poftești, ai prea curvit în inima ta, au zis Domnul. Iar greu de ajuns aici. Și uite, faptele din biserica Sardes erau nedesăvârșite. Haideți să ne uităm puțin la recomandări și la răsplătiri. Versetul 2, versetul 3, versetul 4, ultima parte și până la 6. Ce ne recomanzi, Doamne, nouă bisericii din secolul 21? Versetul 2, prima parte. Veghere. Veghează. Și apoi spune al doilea lucru, întărire. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte. Acum, fraților și surori, aici există o dilemă, o problemă foarte complicată. Îngerului bisericii din Sardes scrie, știu faptele tale, ești mort, dar un mort să meargă și să întărească cei pe moarte. Cum poate un mort să întărească ce este pe moarte? Vedeți? Din punct de vedere fizic, nu se poate face așa ceva. Dar din punct de vedere spiritual, omul ăla era mort, dar eu mai rămas cu cunoștința. Mai avea el cunoștință de Biblie, de Domnul, mai știa să zică câte o predică bună și Domnul a zis, băi, tu ești mort, dar măcar să ai milă de cei pe moarte, să nu moară și alții ca tine. Tu rămâi mort în continuare, a zis Domnul. Dar pe cei care sunt pe moarte, întărește-i și fă ceva cu ei ca să-i ajuți. Extraordinar, foarte interesantă problema aceasta. Mergem mai departe. Pe lângă veghere și întărire, Domnul apelează la o amintire bună. Versetul 3. Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit, zice Domnul. Și la omul ăsta mort îi spune, ține și pocăiește-te. Este al patrulea lucru, pocăința pe lângă amintirea bună. În Ioan, în capitolul 14, cu versetul 26, spune că Duhul Sfânt atunci când va veni, vă va aduce aminte și vă va învăța.
Deci atunci când noi trebuie să ne aducem aminte cum erau căile de altă dată ale pocăinței, ar trebui, fraților și surori, în post, în rugăciune, în plecare înaintea lui Dumnezeu, să cerem puterea Duhului Sfânt să coboare din cer peste noi și Duhul Sfânt să ne sensibilizeze și să ne aducă aminte. Pentru că noi am devenit așa de sensibili, fraților și surori, așa de sensibili, că dacă cineva ne jignește, ne mâniem. Dar în același timp, așa de insensibili la vocea lui Dumnezeu. Au venit, scrie în Biblie, că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, e ca un ciocan care sfărâmă stânca, dar noi nu mai avem stâncă în inimă, că Domnul a zis că e pământul al patrulea, a încolțit acolo sămânța Evangheliei și au început să dea roade. E mai periculos pământul decât stânca în fața ciocanului. Vine ciocanul, vine un predicator și predică, o știu și pe asta, îți bătucește pământul. Dacă era stâncă, o sfărâma, dar las că o știu, și îți bătucește pământul inimii. Mai vine altul, las că o știu și pe asta, iară bătucește și te trezești un creștin bătucit. Și creștinul bătucit, sărmanul de el, nu mai are inima aceea sensibilă, el pe toate le știe, dar nu face nimic. Și Biblia spune că biserica din Sardes trebuia să aibă o amintire bună, să-l cheme pe Duhul Sfânt să-i aducă aminte de zilele de odinioară, să-i aducă aminte de cântările în altă limbă, de vorbirea în altă limbă, de cercetările acelea, de fiorul care te pătrundea din creștet până în talpă, de vindecarea ce ți-a făcut-o Domnul, de avertismentele care ți le trimitea Dumnezeu prin cugetul tău. Numai o privire și Duhul Sfânt îți zicea stop, numai o mișcare și Duhul Sfânt spunea vezi că păcătuiești. Și Domnul să facă, fraților și surori, ca biserica din Albini să fie sensibilă la vocea Duhului Sfânt. Amin? Domnul să ne ajute. Pe lângă recomandările acestea, veghează, întărește, amintește-ți cum ai fost altădată, pocăiește-te. Există o avertizare. Zice în versetul 3, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț. Am început să vă povestesc că cu 700 de ani înainte să scrie această scrisoare Ioan, acest Cresus, care până la urmă și-a pierdut împărăția, știți cum și-a pierdut-o? Foarte interesant. După ce a fost bătut în afara granițelor, el imediat a venit și a fugit și s-a refugiat în spatele zidurilor Sardesului. No, hai tu, Cir, și intră aici să văd cine ești, dacă poți să intri. Cir n-a putut să intre. Nu existau atunci catapulte așa de puternice să arunce bolovan să spargă zidurile Sardesului. Tunuri nici pomenială sau tancuri. Și avioane nici atât. Și ce să vezi că Cir se înțelege cu soldații și le spune așa: cine găsește o cale de intrare în Sardes va fi răsplătit foarte, foarte bogat. Îi voi da niște bogății cum n-a avut el niciodată. Și soldații toți erau cu ochii în patru să vadă cum pot ei să intre în Sardes. La un moment dat, un soldat al lui Cir a observat că din Sardes a ieșit cineva. Dar cum a ieșit? A ieșit din coace de zid. S-a tot uitat la el și l-a urmărit. Și acel om care a ieșit, a ieșit printr-o gură de scurgere, o gură de scurgere prin care probabil se scurgea apa. Și a ieșit, a intrat înapoi și soldatul a zis: gata, am găsit locul de intrare în cetate. Imediat s-a dus și l-a anunțat pe împărat, pe Cir. Au venit câțiva soldați și în toiul nopții au intrat prin gura aceea de scurgere și s-au trezit în cetate. Când au intrat în Sardes, cetatea dormea, n-avea nimeni treabă, stați voi perșilor dincolo de ziduri că nu intrați voi aici niciodată. Și cetatea dormea, era scufundată în somn. Numai frumos, cei care au intrat înăuntru, exact cum s-a întâmplat cu calul troian altă dată, s-au dus la porți, le-au deschis larg, a intrat Cir cu toată oastea și a terminat cetatea și i-a biruit pe toți.
Aceeași istorie s-a repetat cu vreo 400 de ani după această întâmplare, pe timpul lui Antioh al II-lea. Cei din Sardes n-au înțeles lucrul acesta. Chiar dacă Alexandru Macedon a venit și a reconstruit Sardesul, iarăși a ajuns să fie luat de sirieni, pentru că pe aceeași cale, pe aceeași gură de scurgere, au intrat din nou soldații înăuntru și au deschis porțile. Și acum vine Domnul Hristos și în versetul 3 emite o avertizare: dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț. Amintește-ți de istoria ta, Sardesule, când au venit hoții și au intrat înăuntru și au deschis porțile. Acum așa voi veni eu în viața ta. Tu știi istoria, știi ce ați pățit, știi ce s-a întâmplat. Dacă tu nu veghezi, am să vin ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Și după aceea urmează răsplătirile, dar acestea îi vizează doar pe cei care și-au păstrat haina curată. Versetul 4. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Prima răsplătire, umblarea împreună cu Hristos. Ei vor umbla împreună cu mine. A doua răsplătire, haine albe. Îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Versetul 5, iarăși haine albe. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, zice Domnul. Acum, capitolul 19 cu versetul 8 ne clarifică ce sunt aceste haine albe. Versetul 6 din capitolul 19 din Apocalipsa spune așa: am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Aici în Apocalips 19 sunt patru de aleluia, dar acesta este al patrulea. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire, spune aici, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Deci cei care umblă după calea Domnului și umblă împreună cu Hristos, spune aici, vor primi haine albe, adică fapte neprihănite ale sfinților. Versetul 5 ne mai precizează ceva, o a treia răsplătire, nume scris în cartea vieții. Cel ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, spune Domnul. E mare lucru acesta, fraților și surori. Astăzi, când oamenii aleargă să fie scriși în cartea recordurilor, noi să alergăm să fim scriși în cartea vieții. Asta e adevărata carte a recordurilor. Domnul să ne ajute. Mai departe, o a patra răsplătire, mărturisirea numelui. Îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Și aici, fraților și surori, e foarte clar, Domnul Hristos a spus: cine se va rușina de mine, mă rușinez și eu, dar cine nu se va rușina de mine și de numele meu, în ziua aceea eu îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui și a îngerilor. Acum gândiți-vă că ne-am duce noi undeva în vizită la Casa Albă. Mi-a povestit un frate zilele trecute că a fost pe la Casa Albă și n-a văzut pe nimeni pe acolo, președintele nici nu l-a băgat în seamă, bineînțeles, erau mulți vizitatori ca și el și cine să-l bage în seamă. Dar să te duci la Casa Albă și să iasă președintele și să spună: o, bine ai venit, hai să te îmbrățișez, hai înăuntru, toți ar uita, mă, cine e omul ăsta? Dar să vină președintele cerului, Hristos Domnul, în fața îngerilor, în fața serafimilor, heruvimilor, cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, Tatăl, și să spună: uite, îl cunosc pe el, așa cum cântăm noi, și din ani buni și din zile grele. Și aici, în fața întregului sobor al cerurilor, în fața întregii adunări a cerurilor, eu îl iau pe el, îl îmbrățișez și îl pun la dreapta mea. Mare lucru este acesta, fraților, dar acesta nu este destinat decât biruitorilor. Așa că de aici, din textul nostru, am extras și eu câteva idei și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să nu fim morți spiritual. Dacă fiecare membru al bisericii este viu, este o piatră vie din punct de vedere spiritual, biserica din Albini va fi o biserică vie. Dar dacă avem unele probleme, să nu zică Domnul despre noi cum a spus despre cei din Sardes:
îți merge numele că trăiești, dar e cam problemă, ești mort. Doamne, ferește-ne de lucrul acesta și ajută-ne să ne pocăim. Amin.